ziua, doamna Marcela. Eu mă numesc Ana, sunt de la compania Surprize la domiciliu. Astăzi sunteți omageată și cu această ocazie avem mic cadou pentru dumneavoastră. Buchețelul cu flori, așa, torta și sticla cu șampanie. Da, mulțumim foarte mult. Vă dați seama din partea cui este surpriza? Cred că din partea finilor Igor și Corina. Sau mai este cineva? Eu am un mesaj pentru dumneavoastră. Haideți mai bine să dăm citire mesajului și din mesaj vom afla. Scumpa noastră, azi este o zi atât de importantă, iar noi din depărtare putem doar să vă trimitem gândurile noastre minunate. Vă rugăm, scumpa noastră nașă, să prindeți aripi pentru a trece cu ușurință peste toate greutățile vieții. Culegeți tot ce e mai frumos și bucurați-vă cu adevărat de fiecare clipă alături de cei dragi sufletului și de prietenii adevărați. Vă iubim mult și dorim să rămâneți la fel de scumpă și dragă, cu suflet mare și energie pentru toți. Fie ca bucuria să vă încălzească ochii, fie ca fericirea să vă lumineze calea, fie ca sănătatea să nu vă părăsească niciodată. Un sincer și călduros la mulți ani din toată inima, din partea finilor, Margica și Anatoli și finuții, Iulie și Adelina. La felicitare se alătură și socrii, Spiridon și Claudia, cu cele mai calde urări. Ei vă doresc să aveți parte de un curcubeu și mult soare după fiecare ploaie și furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, bucurii după necazuri, clipe fericite după cele triste, zile albe după cele negre. La mulți ani! Și dacă aveți și un mesaj să le transmiteți? Da, vă mulțumesc din suflet, a fost o surpriză foarte neașteptată, adică așteptată, dar plăcută. Vă mulțumesc din suflet și la fel și vouă mulțumesc.